Bună ziua, vă sărut, Tatiana. Astăzi voi veni cu un nou proiect și vom încerca să lucrăm o șopcuță pentru băieței. Modul în care vom lucra, pe parcurs veți vedea că această șopcuță poate fi adaptată diverselor mărimi, diverselor vârste ale băiețeilor. Cum am făcut pălăriuța pentru fetițe săptămâna trecută, m-am gândit și la băieței. Pentru aceasta, eu voi folosi croșetul cu numărul 2 și un fir alize. Dumneavoastră puteți folosi fie firul de bumbac adaptat acestui tip de croșet, fie firul de care dispuneți. Vom avea nevoie de o glămiță despărțitoare și de foarte multă răbdare. Voi începe prin a lucra în cercul magic un număr de 12 piciorușe duble. Deci, acum voi face primele 3 ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu, după care firul pe croșet și în interiorul cercului magic vom face 12 piciorușe duble. Am deja 3, cel de-al patrulea, și vom continua singure. Ajunse la capătul rândului, vom închide cercul magic și vom închide acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, după care vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența celuiași picioruș vom face cel de-al doilea, deci acest rând, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, noi vom lucra o înmulțire. Astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe duble, iar noi vom continua singure. Am ajuns la capătul acestui rând, îl vom închide ca de obicei cu fir alunecat, corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența aceluiași picioruș voi face o mulțire, deci cel de-al doilea picioruș dublu. Voi continua în următorul doar un picioruș dublu. În următorul, din nou, o înmulțire. Deci, acest rând vom lucra un picioruș dublu urmat de o înmulțire. Sau puteți începe așa ca mine, cu înmulțirea și să terminăm cu piciorușul dublu. La sfârșitul acestui rând, noi vom avea un număr de 36 piciorușe duble. Vom închide și acest rând cu fir alunecat, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, ne ridicăm în sus cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, vom intra în corespondența următorului picioruș, vom face cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș și vom face o înmulțire. Deci, acest rând vom lucra 2 piciorușe duble, singure, urmate de o mulțire. La sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe duble. Vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Continuăm cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența aceluiași picioruș vom face o înmulțire. După care vom continua lucrând o serie de 3 piciorușe duble. Cel de-al doilea, cel de-al treilea. Deci acest rând va consta în o mulțire urmată de 3 piciorușe duble. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 60 de piciorușe duble. Iar noi ne vom întâlni apoi pentru a continua.
Vom închide rândul cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit deja, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom urca în sus cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul de croșet intrăm în următorul și vom face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu, urmate de o înmulțire. Deci, pe parcursul acestui rând, vom lucra 4 piciorușe duble urmate de o mulțire. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 72 de piciorușe duble. 72. Am închis și acest rând cu fir alunecat. Mă voi urca în sus cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu, deci o mulțire. Voi continua cu 5 piciorușe duble, singure, deci 1, 2, 3, 4, 5, după care vom face din nou o mulțire, urmat de alte 5 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând, noi vom obține un număr de 84 piciorușe duble. Ajunse la capătul rândului, vom închide și aici rândul cu fir alunecat, în corespondență celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. De jur împrejur, deci circumferința, eu până acum am 45 de centimetri. Nu uitați că circumferința poate fi în funcție de firul dumneavoastră și de croșetul folosit, dar foarte mult depinde lucrarea și de modul în care lucrați dumneavoastră, de tensiunea firului, de cât de strâns sau de larg lucrați. Dorind, de aici se poate înmulți, deci se poate merge înainte pentru a face o măsură mai mare de șăpcuță. Eu mă voi opri aici pentru că șăpcuța mea, având un diametru de 45 de centimetri, este bună pentru un băiețel cu vârsta cuprinsă între 6 luni, un an. Din acest moment, noi vom face un total de 6 sau 7 rânduri, din nou las latitudinea dumneavoastră, de piciorușe duble. Deci fiecare așa cum se găsește, eu voi face 7 rânduri. Dumneavoastră veți lucra, așa cum vă spuneam, las latitudinea dumneavoastră dacă veți face 6 sau 7 rânduri, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Eu am lucrat pentru un total de 7 rânduri, câte 84 piciorușe duble. Ajunse la capătul acestor 7 rânduri, voi închide rândul, bineînțeles, voi închide lucrarea, voi scurta firul. Lăsăm o bucățică de fir mai lung să-l putem ascunde în felul acesta. Iar apoi firul, bineînțeles, va veni ascuns. În acest moment voi pune exact de aici, de unde am închis, pentru că aici va fi partea din spate, vom pune lucrarea în două, în felul acesta. Pusă lucrarea în două, vom folosi marcatori. Aici, pe mijloc, voi pune un marcator. Începând din acest loc, voi număra 15 piciorușe duble de o parte, 15 de cealaltă și voi pune marcatorul 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, deci îl pun în piciorușul cu numărul 15, 15 și de această parte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 și am marcat și acest picioruș, deci
30 de piciorușe. Acestea vor veni pentru cozorocul din față. Așa. În acest moment voi pune din nou firul pe croșet. Voi face în acest mod. Și deci acesta este ultimul picioruș cu marcatorul, voi intra în piciorușul următor și voi începe să lucrez. Mai întâi voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Apoi, deci avem unul, firul pe croșet, voi intra în următorul și voi face un picioruș dublu redus. Deci închidem toate trei împreună. Voi lucra, am două, trei, patru, deci 5, 6, 7 piciorușe dublu reduse, firul pe croșet, după care voi face o scădere, deci voi lua și nu voi închide complet primul picioruș, apoi cel de-al doilea, în felul acesta, acum le închid pe toate trei împreună. Așa voi continua pe întreg parcursul rândului, deci după 7 piciorușe dublu reduse, vom face o scădere și vom continua până când ajungem în acest punct. Va trebui să lucrăm singure. Un alt mod de a face scăderea poate fi și acesta. Deci am lucrat deja 7 piciorușe dublu reduse, am luat firul pe croșet, voi intra în primul picioruș, țin totul pe croșet, iau firul pe croșet din nou, intru în corespondența celui de-al doilea picioruș și le închid împreună. După care continui cu cele 7 piciorușe dublu reduse. Deci scădem un pic pentru a-i da o formă șepcuței și îmi părea că am pus pe căpușor o tigaie, o oală, îi dau un pic formă. Deci am făcut scăderea, 2, 4, 5, 6, 7 și acum voi face scăderea. Voi trece prin primul picioruș, țin totul pe croșet, prin cel de-al doilea și voi închide totul împreună. Și așa vom continua. Ne vom întâlni în corespondența marcatorului. Ajuns în corespondența marcatorului, vom scoate marcatorul, îl punem un pic deoparte și vom continua cu piciorușe dublu reduse. Însă în corespondența primului vom pune marcatorul, astfel vom ști exact dimensiunile. Și apoi, așa cum vă spuneam, vom continua cu piciorușe dublu reduse. De ce am ales să fac acest tip de piciorușe? Deoarece voi da un pic mai multă stabilitate părții din față. Deci, continui cu cele 30 de piciorușe dublu reduse și ne vom reîntâlni. Am ajuns în corespondența marcatorului, îl voi da deoparte, voi face ultimul picioruș dublu redus.
Voi închide cu fir alunecat cu primul picioruș dublu redus realizat. Acum voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Voi întoarce lucrarea și voi lucra cel de-al doilea rând de piciorușe dublu reduse. Un pic. În felul acesta. Iar apoi ne vom reîntâlni pentru a continua. Deci piciorușe dublu reduse până la sfârșitul rândului. Sfârșitul rândului fiind marcatorul. Deci cele 30 de piciorușe. Am ajuns și în corespondența ultimului picioruș. Acesta cu marcatorul voi face ultimul picioruș dublu redus. Voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus și voi întoarce. Acum vom face o scădere de o parte și de cealaltă. În ce fel vom face scăderea? Am lucrat aici primul picioruș, îl voi sări pe cel de-al doilea și voi intra direct în cel de-al treilea să lucrez. Iar la capătul rândului voi lucra până la penultimul, inclusiv penultimul picioruș. Deci ultimul rămâne nelucrat. Deci voi sări acest picioruș, voi intra în piciorușul cu numărul 3. Exact. Și voi continua cu piciorușe dublu reduse până în corespondența penultimului picioruș dublu redus. Lucrat deja în felul acesta, continuăm, vom lucra singure. Sunt aproape la sfârșitul rândului, deci voi lucra doar penultimul picioruș dublu redus, ultimul va rămâne în acest mod. Voi face două ochiuri de lanț, voi întoarce și voi lucra din nou un rând de piciorușe dublu reduse. Deci aici este primul, intrăm în următorul și lucrăm în mod normal până la sfârșitul rândului piciorușe dublu reduse. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Am ajuns la sfârșitul rândului. Mă voi ridica în sus din nou cu două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi face din nou o scădere atât de o parte cât și de cealaltă. Deci acesta este primul picioruș, îl voi sări pe cel de-al doilea, voi intra direct în cel de-al treilea picioruș, voi face piciorușul dublu redus. Lucrez atât de strâns cât foarte greu este să extrag croșetul. Așa, și noi vom continua singure. La sfârșitul rândului, așa cum vă spuneam, vom face din nou o scădere în același mod. După care vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, ultimul picioruș îl voi lăsa nelucrat, două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și voi lucra din nou un rând de piciorușe dublu reduse. În felul acesta, încet, încet ne apropiem de finalul acestei lucrări. Iar noi vom continua singure. Ajunse la capătul rândului, voi face cele două ochiuri de lanț și voi întoarce lucrarea, urmând să fac ultima scădere. Deci voi sări, acesta este primul picioruș, voi sări pe cel de-al doilea, voi intra direct în corespondența celui de-al treilea picioruș și voi continua cu piciorușe dublu reduse până în corespondența penultimului picioruș dublu redus, inclusiv acela va veni lucrat.
sunt în corespondența penultimului picioruș pe care îl voi lucra acum. Voi face cele două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea, deci am primul picioruș, cel de-al doilea, două, trei, patru. În corespondența celui de-al cincilea picioruș vom face o înmulțire, după care continuăm. 1, 2, 3, 4, 5. În corespondența celui de-al șaselea picioruș acum vom face o înmulțire. Voi continua. 1, 2, 3, 4, 5. Și acum din nou, în corespondența celui de-al șaselea picioruș, voi face o înmulțire. Iar până la sfârșitul rândului, ne-au rămas un număr de 5 piciorușe dublu reduse, 2, 3, nu sunt 5, 1, este cel de-al, sunt doar 4. Un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și începând din acest moment de jur împrejur, voi face un rând de piciorușe scurte pentru a da stabilitate lucrării. Deci piciorușe scurte, de jur împrejur. Mereu tendința să iau firul pe croșet. Când vom ajunge aici, ne vom reîntâlni. Ajunse în acest colțișor, bineînțeles, vom face și aici piciorușe scurte. Vom coborâ în jos, vedeți? Cu piciorul scurt, în felul acesta, definitivăm fiecare rând, vedeți? Dorind această parte, se poate face și cu altă culoare, culoare alb, să spunem, și astfel schimbăm un pic, uitați-vă, am ajuns, iar acum voi continua cu piciorușe scurte, în mod normal, exact cum, uitați-vă. Am făcut și ultimele piciorușe scurte, acum voi închide lucrarea și voi ascunde capătul de fir. În felul acesta am realizat și șepcuță pentru băieței. Vom ascunde acest capăt de fir, așa cum am învățat de foarte multe ori, în modul în care să nu se vadă locul unde am închis. În felul acesta vom ascunde cât mai bine posibil acest capăt de fir, în modul în care să nu se vadă. Puteți să ascundeți cu acul sau cu croșetul, cum doriți dumneavoastră. Și astfel, eu voi scurta acest fir. După cum vedeți, am realizat și o șăpcuță pentru băieței. Eu sper să vă placă. Așa cum vă spuneam, dacă doriți, puteți să-i puneți un pic de alb aici, ca să aibă un alt aspect, să vedem pe ce o punem, ca să vedem modul în care se prezintă. Ia uitați-vă, eu sper să se vadă în felul acesta. Dacă vă încântă ideea, vă rog să lăsați un comentariu, un like și
și eventual să îmi scrieți dacă aveți preferințe pentru ceva anume. Vă mulțumesc pentru vizualizări, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, pentru like-uri și ca de obicei vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!